ziua! Doamna Victoria? Sergiu îmi spune, sunt de la compania Livrare Flori și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Și am chețel de trandafiraș, da? Poftim. Puteți mai avem pentru dumneavoastră o cutie de ciocolată, da? Și... încă o cutiuță de ciocolată, Raffaello, da? Poftim. Și niște balonași, așa, în formă de inimioară. La surpriză mai avem atașat un bilețel. Dacă dumneavoastră să-mi permiți, o să dau o citire și o să aflăm de cine este surpriza. Ori presupuneți la cine poate. Așa. De la cine? De la fel. Așa. Bine, eu îi dau citire cu permisiunea dumneavoastră, da? Scumpa mea prințesă, te felicit cu ocazia zilei de naștere. Îți doresc în această zi minunată să ai parte numai de fericire, iubire, stimă și respect și fie ca Domnul să vă binecuvinteze în toate și să-ți dea multă, multă sănătate și realizarea dorințelor tale. Și îmi pare foarte rău că nu sunt alături de voi. Ne desparte o mare îndepărtată, dar mereu ești în gândul meu și în inima mea. Curând ne vom revedea și o să fim împreună cu stimă și dragoste iubitul tău soț Iurie. Poftim bilețelul și dacă aveți un mesaj de mulțumire, puteți să spuneți în cameră. Cucul meu soț, îți mulțumesc pentru acest gest și te iubesc foarte mult și te aștept cu nerăbdare acasă. Hai, vă apropiați lângă mai mic aici și spuneți un cuvânt lui tata. Hmm? Tata vreți să vă vadă, a? Tata, te aștept acasă cu nerăbdare. Iubesc foarte mult și mi-este dor foarte tare. Tata, te ducesc acasă să mi... Și mi-este dor. Livrareflori.md. Gestul contează.